spectatori, bine ați revenit în fața micilor ecrane. Alături de mine este redactorul șef adjunct al ziarului Viața Liberă, Anca Spânu. A fost copilul care a crescut printre cărți. Mai degrabă, a iubit literatura. Aceasta își expunea gândurile pe hârtie încă de mic copil, însă când era vorba de joacă, maica uita să se întoarcă acasă. Mai multe momente care i-au îndulcit această etapă frumoasă a vieții ne va oferi chiar ea. Bună ziua, bine v-am regăsit la noi în emisiune! Bună ziua, mă bucur tare mult să fiu din nou aici și chiar subiectul e unul care îmi face mie plăcere în mod special pentru că am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă. Din câte știu, sunteți gălățeancă, ați crescut aici în oraș, alături de copii, bunici și părinți. Da, da. O mare parte ați crescut la bloc, iar practic după o anumită perioadă de timp v-ați mutat la curte sau cumva invers a fost. Părinții mei locuiau în momentul nașterii mele, părinții mei locuiau împreună cu bunica mea maternă, într-o casă de pe strada Traian, aproape de farmacia Țing, care acum este Muzeul Casa Colecțiilor și se află în renovare. Era o zonă foarte veche a orașului, foarte aproape de piața centrală și noi locuiam într-o curte foarte mare cu aproape 10 alte familii. Cum vi s-a părut viața la curte? Pentru că copilăria în casa bunicilor, într-o curte în care este absolut liberă, este practic diferită de cea a copiilor de la bloc. Cum puteți să o descrieți? Eu cred că cel mai bine aș descrie-o cu un singur cuvânt, libertate, pentru că practic nu prea aveai restricții, nu aveai voie să ieși din curte, într-adevăr, dar curtea era foarte mare și țin minte că bunica îmi aducea întotdeauna vara nisip și îmi punea nisip în curte să mă joc în nisip, să fac castele de nisip pe care, în mod normal, le făceau copiii doar la mare. Plus că întotdeauna a avut păsări, găini, gâște, rațe și mi-amintesc cu plăcere de treaba asta de când eram copil și mai ales că acum, de exemplu, copiii foarte rar văd animale vii dacă locuiesc în practic oraș. Practic mai mult doar la zoo. Exact, sau în cărți sau la televizor. Și mi-a fost tare greu să trec de la viața la curte la viața la bloc. De fapt, când aveam 2 ani și 8 luni și părinții mei s-au mutat la bloc, m-au luat cu ei și m-am îmbolnăvit foarte grav. Am făcut dublă pneumonie pentru că nu eram obișnuită cu umezeala din apartamentul de bloc și eram obișnuită cu căldura de la soba de teracotă din casa bunicii. Din câte știu, practic bunicii joacă un rol important în viața unui copil. Ce semnificație au aceștia pentru dumneavoastră? Pentru mine bunicii au fost, cum să zic, rădăcini și au fost foarte importanți. Bunica din partea mamei, cea care m-a crescut în primii ani de viață, era basarabeancă, era din Cahul. Din păcate, din cauza situației care s-a creat, ea aflându-se la rude la Oancea, în comuna Oancea din județul Galați, s-au închis granițele și nu s-a mai putut întoarce acasă atunci când România a pierdut Basarabia. Și pentru ea a fost o durere cu care ea a rămas tot restul vieții, pentru că s-a stins în 1983, evident cu mult înainte de Revoluție și de deschiderea granițelor. Iar pentru ea, faptul că nu a avut familie aproape a fost o durere. În schimb, pentru mine, faptul că ea era din Basarabia, faptul că știa, înțelegea și limba rusă și vorbea, deși era analfabetă, nu știa să scrie și să citească, dar învățase după ureche și îmi spunea povești, îmi cânta și în românește și în rusește și pentru mine era o altă, cum să zic, ca o poartă deschisă către altă lume. Bunicii din partea tatălui erau într-un sat din județul Galați, în Fântânele, comuna Scânteiești, și acolo era scăparea mea la țară, cu, știi, luat fructe direct din copaci, băut lapte direct mult de la vacă. Era frumos în copilărie, asta e clar. Și m-au iubit foarte mult toți trei. Că tot ziceați de povești.
Ce povești ați avut în copilărie? Adică ce povești v-au povestit bunicii? Da. Păi asta, bunica mea maternă, Ana, îmi spunea povești de inspirație rusească, adică mi-amintesc unele, deci nu denumiri, pentru că ea nu știa denumirea poveștii, să zic așa, pentru că era transmisă oral. Dar mi-amintesc, de exemplu, mi-amintesc, de exemplu, o poveste în care era vorba despre o sanie trasă de 3 cai, care era tipică pentru Rusia, pentru zonele de la țară, știi, din satele rusești. Deci erau, mă rog, prințese îmbrăcate în ceea ce acum eu înțeleg că era costumul popular, de fapt, din zona respectivă. Și, bineînțeles, poveștile tradiționale, tot transmise popular, punguța cu 2 bani, precum și interpretări pe care ea le auzise, de exemplu, după celebrul fragment cu furtul cireșelor din Ion Creangă, ajunsese practic să fie ca o poveste pe care bunica mi-o spunea, fără să știe, evident, cine scrisese aceste amintiri din copilărie. Ați trăit cumva și dumneavoastră acest moment cu furatul cireșelor? Nu cireșe, dar am trăit un moment din, mă rog, din fericire am supraviețuit, ca să-mi povestesc acum. Eu am o mătușă, o soră din partea tatălui, care trăiește în județul Prahova, undeva într-o zonă submontană. Și acolo am 4 veri, toți sunt mai mari ca mine, și ne-am dus într-o zi la furat caise din grădina CAP-ului, cum era pe vremuri. Mă rog, era o grădină mică în mijlocul satului, închisă, cu garduri, și acolo erau câțiva caiși bătrâni care făceau niște caise foarte mari și foarte zemoase și tot timpul vroiam. Bineînțeles că aveam fructe, dar le vroiam pe alea pe care cele nu aveam din grădina voie. Vecinului sunt mai gustoase. Și am intrat acolo. Am luat caisele în poala tricoului, știi, și când să ieșim, ne-am dat seama că era taurul comunal, era închis în grădina respectivă și ne văzuse. Și venea viteză către noi. Erați îmbrăcat și în roșu? Cred că era spațiu, era foarte mic, știi, și a fost foarte ușor să ne repereze și... Noi am fugit, mă rog, am sărit gardul și eu, fiind mai mic, am sărit cu foarte mare greutate și ultima gardul și am pierdut un papuc. Care papuc nu era al meu, era al mătușii mele, erau niște papuși mai mari, normal, nu erau pentru mine. Și săraca mătușa mea și-a căutat papucul toată vara aia, nu înțelegea cum a dispărut un papuc așa neant. I-am povestit după vreo 20 de ani noi ce-am făcut. Dar la momentul respectiv nu știa unde se pierduse papucul și care grădină rămăsese. N-a știut nimic și am și recuperat o parte dintre care se le-am pierdut chiar pe toată. Adică cumva era o delicatețe pe care ați primit-o cu mare greu, adică da, ați luat-o. Trebuia muncit pentru ele. Da, practic erau... Ați muncit, ați sărit gardul. Nu aparțineau unei persoane, era cumva, erau ca ei și obști, știi? Nu aparțineau unei persoane, nu am intrat într-o grădină a unei persoane să furăm de acolo, dar... Ei, așa am mai luat, cred că... câte un șulete de porumb pentru fiert din prin lan, de pe marginea drumului, dar da, sunt amintiri frumoase. Ceea ce știu și într-adevăr îmi amintesc cu drag, noi nu spălam fructele atunci, adică le luam din copac. Le mâncați direct de pe copac. Le ștergeam de turul pantalonilor și le mâncam și nu s-a îmbolnăvit nimeni, n-a pățit nimeni nimic. E adevărat, poate nici ploaia nu era așa acidă ca acum. Nu mai este posibil, din păcate, pentru copii să mai trăiască aceste momente. În copilărie ați avut un tovarăș cu care puteați să faceți toate nezbâtile sau de regulă erați da. Singură? Am avut 3 prieteni foarte apropiați, un băiat și 2 fete. Băiatul era chiar de vârsta mea, fetele sunt mai mici cu 2 ani și stăteam toți în același bloc, pe aceeași scară, așa. Și ne petreceam aproape tot timpul împreună, iar băiatul chiar obișnuia să urce, îl încuiau părinții în casă și el stătea la parter și eu la etajul 1 și obișnuia să se cațere pe
sârma de rufe și să urce în balcon și să mă trezească. Hai să ne jucăm, că ai dormit destul. Mă trezeam cu el în casă, da. Și a fost bine într-un fel, pentru că eu nu am avut frați, eu sunt singură la părinți și atunci, într-un fel, erau ca frații mei, să zicem așa. Iar fetele, cele două, sunt amândouă doctorițe acum la București, în domenii diferite și au la rândul lor familie și da, sunt bine, am păstrat mai legătura. Mai țineți legătura da, cu da, da, am păstrat prietenele legătura, respective, da? Da. Cum vi se pare copilăria de atunci cu cea pe care o trăiesc acum copiii? Sunt lucruri diferite. Cred că, până la urmă, fiecare etapă din viața noastră e frumoasă și copilăria și cea a copiilor de acum poate să fie foarte frumoasă, depinde foarte mult de părinți. Cred că cel mai mult contează, dincolo de tehnologie, dincolo de jucăriile mult mai complicate pe care le au acum, de Lego cu 3000 de piese, contează foarte mult ca părinții să-și găsească timp să petreacă, într-adevăr, timp de calitate cu ei, să facă ceea ce ei își doresc. Să participe și la educația copiilor pe mai lângă... mult, da, și nu numai să încerce să înțeleagă, să le vadă preferințele în mod direct. Acum există o tendință a părinților de a-și dori pentru copiilor, evident, tot ce ei nu au putut să aibă. Și asta poate să însemne și lecții de pian, și not, și nu știu câte sporturi, activități suplimentare. Care, da. Ei, problema este că în momentul în care aceste activități suplimentare fac imposibilă prezența copilului și a părintelui în același spațiu, în același timp, se creează o detașare, se distanțează prea mult și așa ajung, pe urmă, părinții să spună: Doamne, nu mai cunosc copilul. Păi nu, pentru că practic nu apuci să stai suficient cu el. Eu mi-amintesc că în copilărie, părinții mei lucrau foarte mult, evident, ca toată lumea. Tatăl meu lucra în 3 ture la combinatul siderurgic și mama mea era profesoară și făcea naveta într-o comună de la vreo 40-50 de kilometri de garaj, deci în timpul săptămânii nu prea o vedeam. Pleca dimineața și venea noaptea și când venea mai făcea de mâncare, mai spăla câte ceva, mai ca orice mamă. În schimb, întotdeauna duminica, atunci când era tata liber, mergeam toți trei, dar dacă nu numai eu cu mama, întotdeauna aveam un ritual. Dimineața ne duceam la librăria centrală, care era pe vremuri cea mai mare librărie din oraș, să-mi aleg o carte nouă. De obicei își lua și mama o carte, dar... M-am zis anterior, erați da, copilul cărților. Da, și după aceea veneam întotdeauna în grădina publică, ori cu bicicleta, ori cu cretă și desenam pe asfalt împreună, făceam lucruri împreună. Părmă mergeam acasă, făceam ceva dulce împreună, adică am amintirile acestea care până la urmă îți creează sentimentul că ești iubit de părinți și că părinții se simt bine în prezența ta. Eu n-am înțeles niciodată, mai văd acum o modă așa, părinții pleacă în concediu și copilul nu îl iau cu ei. Sau eventual se duc cu copilul într-un concediu și ei în alt concediu fără copil. Eu, copil fiind, părinții mei mă luau peste tot cu ei, întotdeauna. Adică n-au plecat niciodată fără mine. Chiar dacă poate mai eram într-un grup, mai erau și alți copii, noi ne făceam de lucru într-o parte, părinții mai stăteau la un restaurant și dansau și noi desenam într-un colț acolo, adică, dar ne țineau lângă ei. Nu aveam sentimentul ăla că nu suntem bineveniți, știi? Acum, bine, știu că nu-i întotdeauna foarte comod, dar cred că e important pentru copii, pentru că trebuie să se simtă iubiți, asta e... Să simtă aproape de părinți, da. Să creeze cumva o legătură mai strânsă dintre și acea părinți încredere, și da. Și acea încredere care pe urmă o să-i determine să spună tot ce li se întâmplă în viață, să nu aibă secrete, să nu ajungă, știu eu, la droguri și alte chestii care se pot întâmpla și sunt parte din, cum să zic, din realitatea pe care o trăim acum și pot să ducă la necazuri mult mai mari. Dumneavoastră spuneați că obișnuiați să pregătiți ceva dulce împreună cu mama. Da. Care era preferința dumneavoastră în acest sens?
Mie îmi plăcea tare mult orezul cu lapte și cu scorțișoară. Asta era preferatul meu. Era așa, un deliciu pentru, pentru mine. Și plăcintele. Plăcintele, cum le spunem noi, plăcinte moldovenești, adică răsucite. Foaia și îi pui în frătura și o răsucești. Așa, de exemplu, în Ardeal, exact, și la noi la fel tot așa se fac și mama, mă rog, învățase de la mama ei și s-a transmis așa și asta am învățat și eu și asta fac în continuare. Păstrați cumva tradiția de când erați mică. Da. Din păcate pe mama nu o mai am de 5 ani, dar am păstrat anumite lucruri pe care ea le făcea și încerc să le fac și eu în continuare. Ce alte bucate obișnuiați să pregătiți în timpul liber cu mama, care vă aduceau cumva acea plăcere și satisfacție sufletească? Da, cred că e cea mai, știu, lucru pe care îl făceam cel mai des împreună pentru aniversări și pentru sărbătorile de iarnă mai ales, era salata băf. Salata băf. Fel de olivier. Da, pentru noi era, adică nu exista să fie masă de sărbătoare fără salată băf sau se mai făcea varianta salata a la rus, care este fără carne. Cam da, tot salata același rusească, lucru, dar, e același lucru și la așa, și acestea două le făceam întotdeauna împreună, tăiam toate zarzavaturile împreună, iar eu întotdeauna ornam la sfârșit, de mică, de foarte mică, bineînțeles, la început era un dezastru, dar mama mă lăsa așa și chiar era foarte mândră de rezultat și când veneau musafiri, întotdeauna spunea că trebuie să admirați opera copilului. Da, contează mult, sunt niște amintiri frumoase cu care rămânem. Nu v-ați gândit vreodată să mergeți spre arta culinăriei sau a gastronomiei, dacă pot să zic așa? Nu neapărat, adică îmi place să gătesc, îmi și iese de cele mai multe ori, dar de cele mai multe ori fac totul din ochi. Nu prea sunt, nu am răbdare să urmez rețete. Și din cauza asta cred că mi-ar fi greu dacă ar trebui să gătesc pentru un număr foarte mare de oameni, n-aș putea, pentru că noi am avut o familie mică și nu am gătit mai mult de, știu eu, pentru 6 persoane odată, nu mi-amintesc să fi gătit și nu știi ce cantități să folosești. Poate și de asta la noi, mai ales la țară, întotdeauna erau câteva femei care se ocupau de, care au bucătărese la toate evenimentele, la botezuri, la nunți, pentru că ele știau în funcție de câte persoane aveau, știau exact câte găini trebuie să taie, din ce să facă, atât, cât orez le trebuie, cât asta pentru sarmale, adică lucrurile, fiecare bine să facă lucrurile pe care le știe foarte bine, cred. Dat fiind faptul că ați iubit foarte mult cărțile și vă plăcea mereu ca să vă expuneți gândurile pe foaie, care a fost cel mai îndrăgit text pe care l-ați scris vreodată? În copilărie vorbesc. În copilărie, da, am scris la, când aveam vreo 9-10 ani, am scris o poveste, mi-amintesc că erau 4 caiete de dictando de atunci, deci cam, să zic, 100 de pagini acum ar fi. Din păcate s-a pierdut la o mutare a părinților mei, s-a pierdut acel manuscris, dar era de fapt povestea mea, într-un fel reinventată, pentru că îmi plăcea foarte mult Cei Trei Mușchetari pe vremea aceea și eram foarte dezamăgită că ei erau băieți, Cei Trei Mușchetari, și îmi doream să fie și o fată întâmplător. Cu mulți ani după aceea chiar s-a făcut un serial în care este vorba despre fica lui D'Artagnan, deci au făcut și eu o mușchetăreasă, să zicem așa. Ei, și eu făcusem o poveste despre o fetiță cu manșete de mușchetar și manșetele acelea chiar existau în realitate. Acum eu sunt mult mai în vârstă și era o altă modă pentru elevi pe vremea mea, dar aveam la uniforme niște manșete și niște gulere apretate cu din pânză albă și cu margine cu dantelă. Și eu aveam exact unele așa cum aveau mușchetarii în film, mă rog, ce văzusem eu în film și ce citisem în carte. De la asta cumva v-ați inspirat, da, de, da, de acolo vestimentația. A fost, da, da, de la vestimentația respectivă, da. Da, și a fost o poveste, poate că vreodată o să încerc să o reproduc din amintiri pentru copii, evident. Foarte important ce înseamnă să nu ai reprezentativitate, știi, să nu vezi în cărți pe cineva asemenea ție.
acolo unde îți place ție, de exemplu, pentru că o altă carte preferată de-a mea din copilărie era Toate pânzele sus, de Radu Tudoran, în care este vorba despre, mă rog, despre marinari, marinărie și o goeletă, goeleta Speranța, unde practic aproape toate personajele erau masculine și la fel. Mi se părea foarte nedrept că nu pot să fie și femeie și fetele marinar pe vremea aceea. Nu exista posibilitatea asta. Mă rog, acum lucrurile s-au schimbat și fetele pot să lucreze pe vase de croazieră foarte bine chiar. E interesant că cumva aceste povești nu v-au influențat viitorul. Adică știți cum mulți visează că, wow, ce frumos pe mare, ce mi-aș fi dorit. Da, da, da. Și uite că, adică în viitorul apropiat sau îndepărtat, cumva ajungeau. Ajungeau, să... dar nu. La mine a fost, într-adevăr, îmi plăcea să spun povești altora. Deci, practic, asta fac într-un fel și acum, doar că poveștile sunt adevărate, nu sunt inventate. În ciuda a ceea ce spun mulți, noi chiar spunem adevărul. Dar important este, cred eu, ca măcar un element din pasiunea ta să ți-l păstrezi și să-l pui în ceea ce faci. Practică. În zi de zi, da, pentru că altfel, dacă nu-ți mai place ceea ce faci și te duci la serviciu, la birou, la, mă rog, unde lucrezi fiecare, unde lucrează fiecare dintre noi, fără să mai ai pasiune pentru ceea ce faci, se vede în rezultate. Adică e foarte trist. Din punctul meu de vedere, e foarte trist să trebuiască să faci ceva ce nu-ți place deloc. Adică... și sunt oameni care se complac în acest lucru și rămân așa zeci de ani. În momentul în care ați început să scrieți, v-ați dat seama sau vă venea gândul că în viitorul apropiat ați putea fi o bună ziaristă? Nici prin cap nu mi-a trecut. De fapt, în copilăria mea, ziariștii erau o clasă aparte, undeva foarte departe și practic neexistând presă liberă, erau foarte puțini din... între cei care scriau la momentul respectiv, care, cum să zic, la care să mă fi putut eu uita cu interes. Dar ceea ce a fost amuzant este că eu am învățat să citesc înainte să intru la școală. Ce vârstă aveți? Aveam 4 ani și jumătate când am învățat să citesc. Mică. Foarte mică eram, da. Părinții mei au văzut că mă interesează, dar nu au vrut să mă învețe pentru că se temeau să nu mă plictisesc în clasa întâi, când o să ajung în clasa întâi, ceea ce normal se întâmpla la 6 ani. Și nu m-au învățat și atunci eu am luat din casă ce găseam și eu. Și ce am găsit era ziarul Scânteia. Ziarul Scânteia, care în primele pagini avea numai propagandă pentru Ceaușescu. Da. Pe vremea aceea nu aveai ce să găsești altceva. Și silabiseam și eu acolo și încercam să leg literele între ele și cuvintele și mă uitam la firmele magazinelor, știi, și citeam Alimentara, Prozar, ce găseam. Și într-o zi m-am dus la mama cu ziarul, găsisem litera Z și nu știam ce este și m-am dus să o întreb. Și mama, când a văzut ce citeam eu, și-a pus mâinile în cap. Evident că eu nu înțelegeam nimic din ce citeam la momentul respectiv, dar a zis, decât să citească doctrina comunistă, mai bine învăț să citească și dau cărți. Și, practic, de atunci am citit non-stop. Ajunsesem la un moment dat, pe la 13 ani, cred, 12 ani, nu mai aveam ce să mai citesc nici de la Biblioteca Județeană de Aurechea, la secțiunea pentru copii, citisem tot. Wow. Și de-abia la 14 ani te acceptă să te duci la adulți la 14 ani, știi, să treci să citești de la adulți, că nu se potrivesc cărțile respective. Și deci 2 ani aceia, între 12 și 14 ani, și între timp a venit și Revoluția și lucrurile s-au schimbat, a fost foarte greu pentru părinții mei, că trebuiau să facă eforturi inimaginabile să-mi găsească întotdeauna cărți noi, în fiecare lună. Și nu se mai publicau, chiar și cele care se publicau nu erau literatură de calitate. Unele erau tot așa ușor propagandistice, părinții mei încercau să le evite, mama era profesoară de română și de franceză și noi aveam o bibliotecă destul de impresionantă acasă, dar nu se potriveau, nu erau lucruri pe care să le citească un copil totuși. Și a fost foarte greu.
Acum faptul că există atât de multe posibilități, poți să downloadezi și de pe internet și să citești, este un lucru foarte important. Bineînțeles, acum când au toate cărțile la dispoziție, copiii nu prea mai citesc, dar... Au și cărțile la dispoziție, dar și gadgeturile care cumva îi împiedică să mai exploreze lumea cărților. Da, deși copiii înainte erau mult mai cuinteresați de biblioteci, de tot ceea ce se scria. Și sunt și acum copiii din zonele mai sărace de la țară, care și mai ales din zonele montane, cel puțin în România, care nu au acces la internet foarte ușor și la care te lipești mult mai repede să-i faci să citească, pentru că pentru ei este o evadare. Practic, fiecare carte este o nouă lume pe care o deschizi și depinde de imaginația fiecăruia ce fel arată lumea aceea de fapt. Și asta mie mi se pare foarte, foarte interesant. Pentru că câteodată citești o carte și pe urmă se face și un film după cartea aceea. Da. Și nu că vezi filmul și ești un pic dezamăgit, că nu seamănă cu ce ți-ai imaginat tu. Pentru că, evident, imaginația umană este debordantă în comparație cu ce poate să încapă într-un script de film totuși. Adică noi ne putem imagina mult mai mult. Să trecem la activitățile pe care le făceați împreună cu părinții de sărbători. Paștele, Revelionul, Crăciunul. Da. Dacă totuși degrabă ne apropiem de sărbătorile de iarnă, vreau să vă întreb ce faceți de Crăciun. De Crăciun sărbătoream întotdeauna, deși, mă rog, Moș Crăciun, când eram eu mică, se numea Moș Gerilă, pentru că asta era situația, dar noi sărbătoream Crăciunul întotdeauna. Întotdeauna făceam în ajunul Crăciunului, cu două zile înainte sau trei, scutecele Domnului, care sunt... sau se mai cheamă turte de Crăciun, dar așa se scutecele Domnului. Sunt niște foi foarte subțiri de aluat, care se fac subțiri, se întind foarte bine, se coc pe tablă sau pe plită la țară, pe plita sobei, și apoi se însiropează și se umplu cu nucă, cu un amestec de nucă, cu uneori se punea și biscuit și zahăr, și se fac, sunt de post și se pot mânca înainte de Crăciun. Și astea se împart, se dau la colindători, când veneau colindătorii le dădea ei întotdeauna și turte sau scutecele Domnului. Asta era una. Evident, când podobeam bradul și chiar păstram și acum am podoabe de pom pe care mama mea le avea când era copil, care s-au fragilizat așa, fiindcă ele sunt de sticlă, și dar le păstrez în continuare. Împodobeam pomul întotdeauna, împreună. Bine, la început părinții încercau să mă facă să cred că el se face prin magie și vine moșul și pune cadourile, adică, sub brad, dar bunica mea era, nu, da? Bunica mea nu era de acord cu asta și când aveam 3 ani și jumătate m-a ridicat în brațe să văd pe geamul de la sufragerie că de fapt părinții podobeau bradul și puneau cadourile. Dar nu mi-amintesc să fi fost dezamăgită, adică nu m-a durut foarte mult chestia asta. Eu am luat-o ca atare, important era că erau cadouri, nu conta cine. Așa, dar mi-amintesc că nu le-am spus prietenelor mele care erau mai mici decât mine că moșul când a venit nu e de fapt Moș cel Crăciun care aduce cadourile, da, și sunt părinții, da. Dar și întotdeauna încercam să petrecem măcar una dintre zilele de Crăciun împreună, pentru tata lucra în ture și mama era în general liberă că era în vacanță, dar petreceam împreună, da. Într-un an țin minte că am fost cu tata la părinții lui la țară și am fost înainte de el în ajunul Crăciunului și a nins atât de tare. Cred că era în 1985. A nins atât de tare că a trecut zăpada de gard. Era mai înaltă de zăpadă decât gardul. Și n-am putut să ne mai întoarcem acasă vreo câteva zile. Nu mai mergea absolut nimic. Nici oricum nu aveam tren până acolo. Ar fi trebuit să mergem 7 km pe jos până la cea mai apropiată gară, dar nu se putea merge. Și tata a fost foarte trist, dar eu am fost foarte fericită că m-am dat cu Sania direct din ogradă.
pentru că era peste pantă. Gard, era pantă, da, mm-hmm. Și ne dădeam direct din ogradă și pe uliță, așa, cu Sania, a fost minunat, minunat. Erau și copii în, prin curte, prin apropiere. Da, erau, normal, normal. Adică am era avut, mult mai vesel. Da, am avut și acolo verișori mulți și, mă rog, bunica mea din partea tatălui provenea dintr-o familie foarte numeroasă. Ea era cea mai mare, dar avea foarte mulți frați care la rândul lor aveau copii și aveam persoane care erau de vârsta mea sau un pic mai mari ca mine, care îmi erau de fapt unchi, dar erau de vârsta mea și erau veri primari cu tatăl meu, cum ar veni. Și ne jucam mult împreună, da. Chiar am prins în copilăria mea și până în adolescență, așa, în preadolescență, am prins și horă în sat, la țară. Acum nu se mai face, evident, dar atunci se făcea și horă. Și mergeați, adică da, vă permiteau părinții să mergeți? Da, mergeam cu bunica, da, mergeam împreună, da. Dar tot timpul eram supravegheați, adică bunicile toate stăteau pe margine și erau cu unghiul pe noi. Nu prea puteai să stai singur așa. Nu prea. A fost cumva și prima dragoste acolo soția? Nu, n-a fost acolo, a fost la mine cel puțin, dar da, era, nu știu, se creau niște legături și o prietenie frumoasă și poate lucrurile într-un fel... fiind așa un pic mai simple la început, erau mai plăcute pentru că nu puteai să faci foarte multe lucruri, dar puteai să visezi mult. Și acum, mă rog, e mult mai multă libertate, ceea ce este de dorit, dar trebuie și un pic să avem discernământul să ne folosim de ea fără să le facem rău celorlalți și nici părinților săraci. Care ei mereu își fac griji pentru noi. Când erați mică, v-ați gândit la vreo meserie pe care ați fi dorit să o aveți? Da, când, deci prima meserie pe care mi-o doream, și are o explicație, era să fiu vânzătoare de vafe, de înghețată. Pentru că aveam tot timpul probleme cu amigdalele foarte mari și părinții mei nu-mi dădeau voie să mănânc înghețată și... când mâncam, era o sărbătoare foarte rar. Și atunci prima dorință asta a fost să fiu vânzătoare de înghețată. Bine, după aia mi-au explicat părinții mei că nu este un lucru chiar atât de plăcut să stai într-o tonetă mică acolo toată vara și să vinzi înghețată. După aceea mi-am dorit o perioadă să fiu pompier. Îi admiram foarte mult pe pompieri pentru ce făceau ei și că ne salvau la incendiu și așa mai departe. Dar, mă rog, iarăși nu era posibil pentru că nu eram băiat. Și nu știam, părinții mei nu mi-au impus limite, adică eu puteam să fac ce vreau și să mă joc și cu mașini dacă vroiam, adică nu era o problemă. Și eram foarte uimită când îmi spunea cineva, asta nu poți să faci tu că ești fată, știi? Dar pompier chiar nu puteam. Și bine, ulterior, când am crescut, mi-am dorit la un moment dat să fiu medic veterinar, pentru că îmi plăceau animalele și îmi plac foarte mult în continuare. Dar cred că n-am fost niciodată așa de bună la fizică și la chimie, pe cât ar fi fost necesar pentru asta. Iar jurnalismul n-a fost ceva ce să-mi doresc, a fost o întâmplare fericită din viața mea, că pur și simplu m-am dus la un concurs la Viața Liberă și am câștigat din 40 de persoane care erau acolo locul respectiv și am fost foarte mândră de mine și mi-a plăcut foarte mult și într-un fel cred că mi s-a și potrivit. Uneori te găsește meseria potrivită pe tine și mă găsești tu pe ea. Da, aveți dreptate. Generația asta mai tânără, cunoaștem că, de fapt, jucăriile înainte erau cumva erau greu de găsit și erau cumva un lucru foarte prețios pentru perioada aceea, pentru că mai ales că era și grea. Cum confecționați dumneavoastră jucăriile, pentru că în mare parte erau confecționate chiar de copii. Erau făcute, pentru că meșterii iscusiți, din câte știu, erau doar că mai puțini.
mai puțin și, bine, se găseau de cumpărat, dar foarte, erau și scumpe, în general, jucăriile. Mie întotdeauna mi-au plăcut mai mult jocurile de construcții, de exemplu, și întotdeauna inventam altceva. Era la un moment dat un joc cu segmente metalice și cu șuruburi. Nu știu dacă a existat și în copilăria ta, dar noi îl aveam și puteai să faci tot felul de lucruri din ele și eu mereu făceam altceva decât scria pe prospect. Da, poduri, de exemplu, nu știu de ce îmi plăcea să fac poduri din toate, și din segmente metalice și din lemn și din combinații. Asta foarte mult și ce mi mai plăcea într-o perioadă, făceam bijuterii din tot felul de lucruri, adică făceam broșe din elastice de prins părul, tot felul de chestii când în copilărie, iar cu jucăriile, efectiv jucăriile cumpărate, nu prea mă jucam foarte mult, păpușile nu prea mă jucam foarte mult, îmi plăcea să le am acolo să fie frumoase, știi, dar să nu le atingă nimeni. Și, din păcate, cum aveam cele două prietene ale mele mult mai mici, adică 2 ani la vremea respectivă era mult, una dintre ele avea plăcerea să scoată mecanismul de la păpuși, cel care plânge, zice mama, da. Și cum le prindea, cum le executa și se lăsa cu plânsete că, na, eu plângeam că de ce mi-a stricat păpușa, ea plângea că nu vroiam să eu mai dau, dar... În schimb, noi ne jucam mai mult jocuri, știi? Jocuri între noi, în fața blocului sau în curte, la țară. Jucam șotron, jucam, săream coarda foarte mult, elasticul, săream elasticul, știi? Da, da, sigur. Așa. Era joc de 3 persoane, da, 3 da. Sau 4, dacă eram în schimburi. Da, da, da. Și da. Până la nivelul 3, dacă ne-am rețele și exact. Vânătorii și țară-țară vrem ostași. Și fotbal jucam și tot felul de jocuri cu mingea, tot ce îmi trecea prin cap. Și într-un fel interacționam mai mult și cred că și spiritul de echipă era mai dezvoltat atunci la copii. Adică era foarte rar se întâmpla. Eram, să zic, într-o scară de bloc 25-30 de copii, poate. Eram foarte mulți. Da. Și aveai tot timpul pe cineva cu care să te joci. Nu prea se întâmpla să stai singur. Copiii sunt un pic mai singuri, pentru că nu mai sunt nici așa mulți copii și, da, și sunt este și periculos de gadgeturi, noile tehnologii. E și periculos și părinții se tem să-i lase să se mai joace în fața blocului, că nici nu mai au unde săraci, că sunt mașini parcate peste tot și nu mai e loc. Iar parcurile, din păcate, sunt insuficiente, parcurile pentru copii. Bine, acum, anul acesta, au fost și închise aproape tot timpul din cauza pandemiei. Este destul de greu să găsești, abia acum au văzut părinții cât e de greu să găsești tot felul de preocupări pentru un copil să nu se plictisească. Pentru că, de obicei, când se duc la grădiniță, acolo au educatori care sunt obișnuiți să le găsească de lucru, să le dea de lucru. Acum, cel mai frumos, de exemplu, în perioada asta de Crăciun, se pot face felicitări de mână pentru membrii familiei. Noi făceam, eu când eram copil, mi-amintesc că mama mea păstra globurile care se spărgeau în anul anterior, știi, nu le arunca, le păstra și pisa foarte mărunt sticla respectivă colorată și ieșea ca un sclipici, că noi nu aveam glitter atunci, sclipici din ăsta borcan, cum este acum. Și făceam felicitări și lipeam cu lipici sclipiciul ăla de jur împrejur, așa, parcă văd, desenam. Da, adică mai făceam lucruri din astea și de multe ori noi desenam pe un colț de masă și mamele făceau treabă, mâncare, mai făceau ele acolo, cu noi alături acolo, că se mai lua și curentul și nu aveam lumină. Da, chiar ce făceați în perioada aia când se lua curentul? Păi, da, uite, trebuia să era cumva, desești. Da, era cumva destul de dificil, dat fiind faptul că nu era curent și... Deci măcar nu prea aveai cu ce să te ocupi atunci. Da, nu prea aveai cu ce să te ocupi. Umpleați timpul. Păi, în primul rând că multă vreme ne făceam lecțiile, adică eu am prins asta ani de zile, ne făceam lecțiile la lampa cu gaz, da.
la lampa cu gaz și sau la lumânările de cununie. Lumânările de cununie înainte erau foarte mari. Acum am văzut că sunt mai mici, mai în dimensiuni, dar înainte erau foarte mari, aveau 1,5 metri cam în înălțime. Și le foloseau bieții părinți, le ardeau acolo câte un pic, câte un pic. Erau la mare preț lumânările. De altfel, la lumina lumânărilor, așa m-au făcut și pionieră pe mine, că s-a luat curentul tot așa în ziua respectivă. Și n-avem nicio fotografie, pentru că inclusiv blițurile, aparatelor de fotografiat, funcționau tot la priză atunci, nu erau pe baterii. Sau, mă rog, nu avea fotograful nostru pe baterii. Dar era greu, trebuia să stăm, de obicei stăteam toți într-o cameră, pentru că n-aveam decât o lampă, n-aveam lămpi cu gaz, erau și periculoase și nici gaz nu se mai găsea la un moment dat. Și atunci stăteam toți într-o cameră și mi-amintesc că mama mai jucam cărți câteodată. Când n-aveam de scris și nu mai aveam de făcut lecții, mai jucam cărți. Și parcă văd din când în când se oprea, scotea lampa, sticla lămpii și o curăța, că se negrea foarte tare și nu se mai vedea nimic. Da, chiar am dus de curând lămpile, două lămpi care îmbrunseseră de la mama, le-am dus la restaurant de curând acum. Le-ați dus ca, adică, să se păstreze. Da, să mi le curățesc și să le pot folosi, le mai aprind din când în când așa. Adică ca să se simtă spiritul al copilăriei, să simțiți dumneavoastră cumva bine, da? Da, e, mă rog, dincolo de partea neplăcută a lucrurilor, erau ale mamei și sunt o amintire frumoasă de la ea. Ați specificat înaintea emisiunii că tatăl dumneavoastră deținea un aparat foto. Da. Și erați cumva mereu în centrul reflectoarelor, dacă pot spune așa. Da, luase aparat foto exact când m-am născut eu și chiar... Presupun că aveți și multe fotografii. Am foarte multe fotografii din copilărie, dar până pe la 14 ani așa am foarte multe fotografii, pentru că n-avea răbdare niciodată să facă mai multe fotografii pe parcursul a câtorva luni și îmi făcea aproape un film într-o zi sau două și pe urmă se ducea și le developa și le scotea pe hârtie, deci sunt foarte multe care sunt asemănătoare cumva. Dar da, asta m-a făcut cumva să mă obișnuiesc să fiu fotografiată, știi, și să nu mă mai crispez când cineva încearcă să mă fotografieze acum, deși, mă rog, avem dreptul la imagine, în mod normal, când suntem adulți, trebuie să ni se ceară permisiunea. Când suntem copii, nu ne întreabă nimeni dacă vrem sau nu, părinții fac ei ce cred ei mai bine. Da. Nu v-ați gândit în urma acestor ca să faceți televiziune sau să fiți model sau nu mai știu? Nu, cred că model nu mi-ar fi plăcut. Pe vremea adolescenței mele era imediat după 90 și, din păcate, în fine, modelele aveau o reputație foarte proastă atunci la noi, pentru că, mă rog, așa era... Nu se auziseră lucruri bune, să zicem, despre cine făcea modeling. Și nu era modeling în adevăratul sens al cuvântului, care este o chestie absolut în regulă. Și nu-mi plăcea să fiu în centru atenției, cred că de asta nu, în primul rând. Iar televiziunea îmi face plăcere și am fost invitată de mai multe ori la emisiuni. Nu mă deranjează, dar nu cred că aș putea să fac asta în fiecare zi, pentru că, nu știu, exprimarea în scris îți oferă un pic mai mult timp de gândire și uneori e bine să ne gândim de mai multe ori înainte să spunem ceva. Da, aveți dreptate. Iar de Paște, cu ce vă ocupați? Sărbătorile pascale, pentru că sunt anumite obiceiuri în diferite regiuni. Și adică fiecare cumva are o deprindere, dacă pot să spun așa, ca să facă, de exemplu, în dimineața Paștelui să-și spele fața cu un ou roșu și cu un alb. Adică vreau să știu care erau obiceiurile familia dumneavoastră. Da, asta cu ouăle, cu ou roșu și ou alb puse în apă și te spălai cu apa respectivă, o făcea și mama, punea și un bănuț de argint în apă.
o făceam și noi, într-adevăr. Un alt obicei, nu știu cât era un obicei de al nostru sau în zona noastră, sau era să ne primenim, adică trebuia să avem totul nou pe noi și, în general, ne și tundeam înainte de Paște sau, mă rog, și fetele, dacă aveau părul lung, se îndreptau vârfurile, se, așa, și toate hainele de la piele să fie noi în ziua de Paște, mergeam la biserică, și încălțămintea. Și încălțămintea, în general, era cam perechea de încălțări pentru vară. O pereche de sandale sau pantofi cu perforații sau ce se purta atunci. Asta era întotdeauna nou și bunica mea maternă era foarte fermă în direcția asta. Întotdeauna trebuia să mergem la biserică, trebuia să mă îmbrac în rochiță când mergeam la biserică de Paști. Bine, și erau și ritualurile dinainte, și spoveditul și părtășitul și toate lucrurile astea care țineau de partea spirituală. Cred că păstrați cu sfințenia aceste obiceiuri înainte. Da, da, da. Și acum le păstrăm în mare parte, nu atât de strict poate ca atunci, dar, mă rog, bunicile noastre erau din altă generație. În schimb, și în casă, bineînțeles, se făcea curățenie generală întotdeauna, înainte de Paște. Și era așa un spirit de primenire în toate cele. Și, în general, mă rog, și preotul ne spunea la biserică nouă copiilor să ne cerem iertare dacă am supărat părinții cu ceva, și părinții trebuiau să ne ierte, adică asta era și ne iertau, bineînțeles, și era tare frumos din punctul ăsta de vedere. Era mai puțin, nu știu, bine, se făcea și mâncare, într-adevăr, și venea după post întotdeauna, masa de Paște era foarte importantă. Eu personal n-am prea putut să mănânc miel niciodată. Nu știu, nu-mi face nici bine carnea de miel și nici nu mi-a plăcut în mod deosebit, plus că atunci când eram copil, numai gândul că iei un miel și sacrifici un miel mi se părea foarte greu de înțeles, mă rog, nu înțelegeam foarte bine de unde provine obiceiul și ce se întâmplă, dar nu prea mâncam noi foarte mult miel la casă, la mine cel puțin. Și cam astea erau lucrurile pentru Paști, în general. Frumoase obiceiuri, dar că noi deja ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea ca să urați ceva copiilor în preajma sărbătorilor de iarnă. Da. Deci ce aș putea să le urez în 2020 decât să fie sănătoși, în primul rând, și ei și familiile lor, să-i asculte pe părinți în limita posibilităților, că știm și noi că nu întotdeauna se întâmplă, și să dea Dumnezeu să le aducă și Moș Crăciun ce își doresc ei, și anul care vine să le fie bun și împelșugat și să se poată vedea din nou la școală și în parcuri și să fie copii mai liberi și așa cum trebuie copiii să fie. Dragi copii, vă mulțumim că ați fost alături de noi și nu uitați să scriți scrisoarea lui Moș Crăciun, pentru că mai sunt zile numărate. Toate cele bune să aveți!